Dragi prieteni, bine ați revenit la o nouă prezentare împreună cu pastorul Nicu Butoi. Titlul prezentării este rugăciunea lui Corneliu. Vă referiți la Corneliu Sutașul, Corneliu, da, da, exact, și exact. care este rugăciunea lui? Că eu n-am citit nicio rugăciune da, de-a lui. Nici eu n-am citit, dar știi că se numește că să citești printre rânduri. Printre rânduri da. Da. Mm -hmm. Și am, putem să știm, spre exemplu, putem să ne dăm seama care a fost întrebarea adresată, chiar dacă nu e scris acolo, după răspunsul care a fost dat. Okay. Când se dă un anume răspuns, ne dăm seama că ăsta a venit uh, pentru o anume întrebare. Când vedem ce răspuns i-a dat Dumnezeu lui Cornelius la rugăciunea lui, înțelegem care a fost rugăciunea lui. Și din cele ce apare în Cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea lui a fost să cunoască pe acela care aduce mântuire omenirii, să cunoască o cale, calea mântuirii, care este calea mântuirii, ce să fac ca să fiu mântuit. Asta a fost rugăciunea lui. Asta a fost... Arată-mi ce... Cum a zis, toată lumea a zis lucrul acesta. Și Dumnezeu, în loc să arate la oameni ce să facă să fie mântuiți, le arată ce a făcut El pentru ei ca să fie mântuiți. Asta avea să afle Corneliu. El, el făcea milostenică, așa am înțeles că dacă dai milostenie cât mai mult, la strânci strângi cu moară și îți face, să aduni acolo pentru asta. Și totuși vorba tânărului bogat ce lipsește? Adică nu pot, să mă, nu pot să mă... Nu găsesc pacea în treburile astea. Nu pot să mă încred în așa ceva. Și când a venit de acolo, el aștepta... Când a venit Petru, el aștepta o listă de tudu, cum zicem noi aici în America, de făcut. Uh -huh. Face așa, drege așa, cu tare, cu tare. Gata, trecem la acțiune. Uh -huh. În loc să primească această listă, pentru că el făcea deja aceste lucruri, el primește o listă cu ceea ce a făcut Dumnezeu în Domnul Hristos pentru mântuirea lui. Uh -huh. Atât de deschis a fost sufletul și cu atâta bucurie a primit tot, încât Duhul Sfânt s-a putut revărsa peste el și a putut să pecetluiască în inima lui. N-a fost un proces de creștere, de... l-a pecetluit pe loc. A primit, fără niciun fel de umbră, vestea bună a mântuirii în Domnul Hristos. Dacă ar fi să discutăm despre însemnătatea acestei rugăciuni în câmpul evangelizării lumii, astăzi avem o planetă evangelizată creștin și în continuă creștere cu multi milioane de oameni. Dacă ne mergem pe fir, ajungem la rugăciunea lui Corneliu. El a fost acela care a cerut de la Dumnezeu o spargere din încercuirea iudaică, unde totul fusese confiscat, inclusiv Dumnezeu, el a cerut o spargere a zidului acestuia către oceanul omenirii. Mântuirea trebuia să ajungă, așa cum a spus Domnul Hristos, până la marginile pământului. Cum să ajungă dacă pe Petru era gata să le exclude din adunare, că s-a dus numai la unul, dacă se mai ducea la doi. Și au fost mai mulți acolo. Și rugăciunea aceasta este de o importanță pe care, pe care, noi nu o putem cuprinde astăzi. Tu ești creștină astăzi datorită faptului că s-a rugat Cornelius. El a cerut lucrul acesta ca Evanghelia să meargă și la neamuri. Datorită rugăciunii lui. Datorită rugăciunii S-a potrivit inclusiv omul pe care l-a ales Dumnezeu. Petru, el a avut o viziune foarte înaltă pentru evangelizarea lumii dată de Dumnezeu vasul acela în care erau cuprinse orice neam, limbă și popor. Simbolul era acolo. Dar ce te faci că s-a lovit de, de tradiția și de, de obiceiurile lui în care a trăit și a crescut? Cum să mă duc eu la neamul? Niciodată așa ceva. El asta zicea prin faptul că spunea nu am mâncat niciodată să sau necura. Domnul zice ia mai ascultă încă o dată. De trei ori s-a făcut lucrul acesta. Și după aceste de trei ori, el rămâne nu convins, ci nedumerit. Ce să semne asta? Să mă pună pe mine Dumnezeu să mănânc tot felul de târătoare, de mers de insecte, făine, sau de ce fac ăștia. Cum, cum să fac așa ceva? Zice Petru și el stă și nu știe ce să înțeleagă. Deodată vin oamenii la poartă, îl invită, merge la Corneliu și în casă la el, zice, Acum înțeleg. Dumnezeu mi-a spus, prin faptul că a coborât această față de masă cu toate viețuitoarele planetei, Dumnezeu mi-a spus să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. Am terminat cu așa ceva. Până acum am zis că neamurile sunt spurcate și numai noi suntem sfinți. Din clipa de față am terminat. N-ai cum să mergi să duci Evanghelia atâta vreme cât îl disprețuiești pe un atitudinea om. Pe el, față da. At atitudinea față de om Vreau să spun că rugăciunea aceasta a spart barajul acesta care ținea Evanghelia izolată într-un singur colț. Prigonirile care au venit în Ierusalim au împrăștiat creștinii pretutindeni și au mers și au vestit Evanghelia, pentru că, după înțelesul lor, ei trebuiau să rămână numai acolo, acolo. în Ierusalim. S-a răsturnat cuibul, au plecat în toate părțile și oriunde au ajuns, au vestit Evanghelia. Și cuvintele lor sunt extrem de simple, dar sunt însoțite de o putere nemaipomenită. Samaria a primit cuvântul, erau semințele semănate de Isus acolo și cum a pluat, cum au ieșit toate afară. Rugăciunea aceasta este o cotitură istorică în, în planul de mântuire a lui Dumnezeu. Iar trebuie acordat foarte mult timp vestea Evanghelia, vestea bună care a fost Cornelie, rugăciunea ta a fost ascultată. Amin, vezi că vine Evanghelia la tine. Și a venit. Și a primit-o. Da. Am văzut rolul lui Corneliu în um, extinderea Evangheliei. Care mai este rolul nostru astăzi? Ce așteaptă, sau dacă așteaptă Dumnezeu ceva de la noi, pentru că în Matei 24 spune că atunci când Evanghelia va ajunge până la marginile mm. Pământului, atunci va veni sfârșitul. Da. Care este rolul, sau ce așteaptă Dumnezeu de la noi astăzi? Nimic altceva decât ce a cerut întotdeauna. Calcă pe urmele mele, vezi ce am făcut eu. Și îl găsim pe Mântuitorul că este un prieten al vameșilor și al păcătoșilor, că mănâncă cu ei la masă, oriunde sunt oamenii aceștia, pe când alții dacă s-a atingeau de ei, să ducea ca să făcea baie repede. să se curețe, că s-a atins de cineva dintre neamuri și neamuri. Și plus alte lucruri care mi este greu și să râd de așa ceva sau să glumesc pe seama aceasta. Mi este foarte greu. Pentru că în spatele acestor situații se ascunde tragedia a milioane de suflete care au fost, care au fost lipsite de harul acesta, au trăit în negură și au murit așa datorită concepției acestea pe care au avut oameni. Când a venit Mântuitorul, el a spart tiparele acestea. Și înainte, n-a contat faptul că femeia aceea era sirofeniciană, n-a contat faptul că acestea era ofițer roman. Îmi scrie ieri un domn cu multă carte și cu înțelepciune și un om iubitor de Dumnezeu, de ce uh, nu uh, se face o competiție într-un fel în care să se arate că doctrina noastră este superioară. s am spus zic că aceasta ar trebui, competiția asta ar trebui făcută, sau sondajul ăsta ar trebui făcut intern întâi, să vedem dacă avem suport și după aceea extern. Așa, acesta a fost unul și al doilea. zic zis, că s-a făcut sondajul ăsta cu privire la uh, nivelul credinței, s-a făcut în timpul lui Isus. Și rezultatul sondajului este dat chiar de Isus. În Israel n-am găsit așa ceva. Acest roman e deasupra a tot ceea ce înseamnă Israel. Nu există nimeni aici care să fie ca el, așa cum s-a spus -a despre el. Lucrul acesta ar fi cel dintâi, dacă putem privi lumea prin ochii lui Dumnezeu, nu prin ochii tradițiilor noastre. și ale... no ale istoriei însângerate a pământului nostru, disprețul de rasă, de clasă, de denominațiune. De... Nu e în Dumnezeu așa ceva. El este Tatăl nostru. Mă întreba chinuitorul care m-a torturat șase, 9 ore la, în România, la Petra Neamț. Mă întreba, deci acum mă înjuri. s-a terminat tot și eram zdrobit de mâinile lui, el m mă înjuri. Am spus, nu, nu pot să, să înjuri, pentru că tu ești uh, copilul tatălui meu din ceruri, tatălui nostru. Zic, adică eu spun rugăciunea tatălui nostru, a mea și altă zi, n-am cum să înjur pe cel care e copilul lui Dumnezeu. Dacă lucrul acesta, în primul rând, ar fi rezolvat în sufletele noastre, apoi uh, Duhul Sfânt ne-ar conduce și ne-ar împuternici și ne-ar dărui cuvintele pe care să le spunem, chiar modul cum trebuie să le spunem. Tatăl îmi spune ce să vorbesc, cum să spun. Aceasta e marea noastră problemă. Principala piedică în calea lucrării bisericii creștine în general nu este în afara ei. Este înăuntru. nu. Ai observat că după ce Petru s-a întors la biserică, cei tăiați în prejur, mustrau, a intrat în casă la ne tăiat în prejur, ai mâncat la masă cu el, cenzură sau excludere pentru treaba aceasta. Și când el a spus cine era eu, voi, cine eram eu să mă împotrivesc coborârii Duhului Sfânt. Deci Dumnezeu dă Duhul Sfânt, la sau Duhul Sfânt, mă interesează, mă interesează tradiția mea. Yeah. Cine era eu să fac? Dar voi cine sunteți? Era prin efect întrebare, yes. întrebarea lui. Mulțumim. Dragi telespectatori, rămâneți alături de A7 TV pentru prezentarea rugăciunea lui Corneliu. Noi ne revedem data viitoare. Pe curând! Sunt atât de bucuros când am harul de a putea împărți cu prietenii și cu uh, telespectatorii noștri uh, lucruri care mi-au uh, mi animat și îmi -mi animă viața, uh, a căror însemnătate uh, m-a făcut să nu pot să tac, să fiu, să mă simt dator a împărți cu oamenii din jurul meu lucrul acesta. Este ca și cum ai găsi uh, un medicament sau un leac pentru o suferință, pentru o boală și nu-l ții pentru tine însuți în momentul în care vezi că cel de lângă tine ar avea trebuință și știi ce s-ar întâmpla în viața lui. Aceasta, aceasta este menirea vestirii Evangheliei. Astăzi vom învăța un lucru care scapă atenției noastre atât de frecvent, care însă are o însemnătate atât de mare și anume imaginea de sine, cum te vezi în ochii tăi. Biblia spune uh, să ai o imagine de sine sănătoasă, Priviri, de privire de sine cumpătată, spune Biblia. Uh, să nu te uiți mai de sus la aproapele tău, în același timp să nu te înjosești pe tine însuți. Are o însemnătate incredibilă. Dacă am putea să pătrundem în dosarele istoriei, am constatat că unele dintre cele mai mari nenorociri care s-au produs pe Pământ se datorează uh, imaginii de sine a unui om. Cine este el în ochii lui? Uh, ce este numele lui în lume? Și datorită acestui lucru. S-au întâmplat nemai auzite atrocități și nenorociri în lume, dar tot datorită acestui lucru, când cineva a avut simțiri cumpătate despre sine, prin el, prin omul acela Dumnezeu a binecuvântat lumea. Vom întâlni astăzi două lucruri de mare însemnătate. Cel din tâi este rugăciunea lui Cornelius, datorită căruia, datorită căreia rugăciunea lui, și datorită căruia Cornelius, rugăciunea lui este cea care stă la temelia creștinării Europei și a neamurilor, în general, a tuturor națiunilor lumii astăzi. Credința Evangheliei acopere pământul ca și atmosfera, este sunt uh, uh, milioane, miliard și de oameni a căror credință. În Domnul nostru Isus Hristos, se datorează rugăciunii acestui om, numit Corneliu. El a avut o anume rugăciune, Doamne, lumina să vină la mine. De unde înțeleg lucrul acesta? Înțeleg din răspunsul pe care i l-a dat Dumnezeu lui, spunându-i, du-te și cheamă-l pe Petru, și el o să vină și o să-ți spună ce ai de făcut. Dar mergem întâi în versetul 31 din Fapte, capitolul. 10. Și aici cuvântul lui Dumnezeu, printr-un înger plin de lumină, care a venit la Cornelius, cuvântul lui Dumnezeu sună așa, Cornelie, rugăciunea ta a fost ascultată. Și nu știm, n-am auzit rugăciunea lui Cornelius, dar știm răspunsul pe care i l-a dat Dumnezeu. Fiindcă știm acest răspuns, ne putem da seama pentru ce s-a rugat el rugăciunea ți-a fost ascultată și uite, trimite la Iope și cheamă-l pe Petru, el o să vină aici și ca răspuns la rugăciunea ta îți va spune ce ai de făcut. Iubiții mei, aceasta este prima parte, este contribuția totală. Ce vedeți astăzi pe planeta Pământ, ce vedem cu toții pe planeta Pământ, dezvoltarea credinței creștine, civilizația creștină, țări cu civilizație creștină care au produs bunuri și bine de neimaginat cu secole înainte. Iubiți mei, totul se datorează rugăciunii acestui om umil. Era un ofițer roman, Cornelius. El dădea la multă lume ajutoare de tot felul, milostenii, cum spune Sfânta Scriptură. Dar era un om care se ruga la Dumnezeu pentru lumină. Niciodată el nu a simțit în sufletul lui că, datorită acestor milostenii, el are cumva un fel de drept înaintea lui Dumnezeu. Aceasta îl recomandă în fața lui Dumnezeu deasupra altor zgârciți, răi oameni care nu, nu ap, ap, trăiau acest fel de viață. Era vorbit de bine în toată țara, toată lumea știa de credincioșia și evlavia lui, dar în sufletul lui el trăia acest mare gol și de, de acest lucru este legată rugăciunea lui. El a simțit clar că niciodată bine, milostenile lui și rugăciunile lui nu vor putea să înlocuiască ceea ce Dumnezeu a făcut pentru el, dar nu știe, nu înțelege. Simte că trebuie să fie ceva, trebuie să fie ceva dincolo de ceea ce se întâmplă, trebuie să fie ceva diferit de ce se întâmplă, dar nu știe ce anume. Nu cunoaște credința, mai mult decât cei care s-au născut și au trăit acolo și au mers la sinagogă cu Biblia în Sunt în aceeași ignoranță cu toți. Dar el apelează la Dumnezeu. Apelează la Dumnezeu și rugăciunea lui este de așa natură încât deschide epoca predicării Evangheliei către toată planeta Pământ. Când Mântuitorul nostru a însărcinat pe ucenicii săi și biserica sa pe Pământ, nu i-a însărcinat cu o anumită zonă, cu o anumită denominațiune sau sectă sau religie. Nu i-a însărcinat cu acoperirea întregului pământ. Mergeți în toată lumea. Evanghelia aceasta a împărăției va fi predicată la orice făptură spre cunoștință. Atunci va veni sfârșitul, așa a spus Mântuitorul nostru. Cornelius este în această grozavă dilemă. El trăiește o viață frumoasă, dar simte că din viața aceasta lipsește ceva și este ceva capital, total. Aceasta e rugăciunea lui. Aceeași rugăciune a avut-o și tânărul bogat. Răspunsul a fost acolo, în iubirea lui Isus pentru el. Lui nu i-a trebuit așa ceva, pentru că el a spus, zice eu, din tinerețea mea am păzit aceste lucruri și. Alte aspecte pe care le cunoaște și le-am mai învățat împreună. Dar aici asistăm la un om care, nu numai că se roagă și cere Lumină de la Dumnezeu, cere să înțeleagă. Doamne, ajută-mă să înțeleg pe ce cale poate fi mântuit un om. Aș vrea să, să fiu împreună cu tine. Pe ce cale poate să ajungă un om? Nu numai că el se roagă și cere așa ceva, dar sufletul lui este deschis și gata să primească. Este o problemă serioasă. Este mult mai ușor să te rogi pentru un lucru decât să fii gata să-l primești. Te rogi și îl ceri cu credință la Dumnezeu, îl aștepți, îl primești și când este vorba să devii, așa cum scrie Biblia, să iei stăpânire, să devină parte din viața ta, un om se oprește în locul acela. Cornelius, se roagă și rugăciunea lui este de așa natură încât sufletul lui este deschis și gata să primească răspunsul de la Dumnezeu, oricare va fi el. Sigur, sunt oameni care cer de la Dumnezeu lumină, dar pun condiții lui Dumnezeu, care cer lui Dumnezeu rezolvarea unor lucruri, dar îi spun pe ce cale ar trebui rezolvată. Adică el nu e dispus sau ea uh, să primească de la Dumnezeu uh, ceea ce trimite Dumnezeu. Și pur și simplu trasează o cale celui prea înalt și spune să se întâmple așa sau altfel, altfel nu. Uh, departe de noi gândul acesta în rugăciunea noastră. Am învățat de la Mântuitorul nostru cuvintele acestea. Uh, nu voia mea, ci voia ta. Nu căile mele, ci căile tale. Pe ce căi ai hotărât și voiești tu să se întâmple aceasta? Pe căile acelea, Doamne Dumnezeule! Poate vor fi grele, poate vor fi cu suferință, cu rușine, cu pierderi, cu uh, indiferent ce mijloace vei alege tu, Doamne, știu că nu erau altele mai bune, nu, nu, nu se poate, compa nu se compară, indiferent ce ar fi putut vreodată concepe mintea omenească. Uh, cu pregătirea ei, sau indiferent, nu se poate compara cu ceea ce ai pregătit Și la ceea ce a făcut el, spune Solomon, nu mai trebuie adăugat absolut nimic. Să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. Acum el era ofițer, era centurion roman, era un om din înalta societate Romană. Trimite la, la Simon Tăbăcarul, că acolo stă cineva, un anume Petru, cheamă-l pe omul acesta și el îți va spune ce să faci. Aici se dă lupta aceasta cu ființa noastră proprie, și anume că mijloacele pe care le folosește Dumnezeu pentru salvarea noastră, pentru a răspunde rugăciunilor noastre. Pun la încercare uneori uh, mândria noastră sau înălțarea noastră de sine. Revin spunând, este atât de însemnat uh, cuvântul spus de Scripturi, fiecare să aibă despre sine păreri cumpătate. Adică fi un om modest și fi un om deschis în fața lui Dumnezeu. Nu pune și impune condiții lui Dumnezeu. Păi, prin cine mă înveți, Doamne, printr-un pescar, dar eu sunt ofițer cu rang înalt, eu am Opoziție în Imperiul Roman și mă bucur de o reputație în toată țara aceasta, și uite ce sunt. Și printr-un pescar, dacă Dumnezeu a trimis un pescar, te supui nu pescarului, ci te supui lui Dumnezeu care l-a trimis pe acesta. Acest lucru este extrem de important. Este pusă la încercare credința, dar nu observăm niciun fel de ezitare. Ați observat această ezitare la Naman sirianu când când a fost confruntat cu mijloacele lui Dumnezeu, intră în apa aceasta și scaldă de șapte ori aici în apa aceasta. Păi e tulbură, e urâtă, dar aici, da, ne-am înțeles. Atunci Naaman ezită și spune așa, domne, viața mea personală și râurile mele din țară sunt mai curate și mai bune decât râul acesta și nu văd sensul la așa ceva. În același fel în care Petru se revoltă cu privire la spălarea picioarelor de către Iisus. Niciodată nu se întâmplă așa ceva. Nu găsim aceasta la Cornelius. Rugăciunea, rugăciunea nu schimbă lumea așa cum s-a spus, dar rugăciunea schimbă pe rugător, pe omul care se roagă și prin el, după aceea, schimbă Dumnezeu lumea. Nu cred că i-a trecut prin minte vreodată lui Cornelius însemnătatea rugăciunii Lui sau proporțiile răspunsului Lui Dumnezeu. Nu a înțeles el că prin el, un ofițer roman, Evanghelia merge în toată lumea, pe toată planeta, oricărei făpturi de sub ceruri. Nu, nu cred că s-a gândit la așa ceva, cred că a rămas uluit, dar în același timp sunt convins că în sufletul Lui a știut că Dumnezeu poate face... Tot ce este cu imposibil la oameni este cu putință la Dumnezeu. Acolo, în El, a ancorat Cornelius credința lui. Datorită rugăciunii acestui om, sunt eu, român, locuitor aici în America, stau înaintea voastră și predau Evanghelia. Datorită rugăciunii acelui om, rugăciunea ta a fost ascultată. Ne vom întâlni, ne vom vedea, ne vom întâlni înaintea lui Dumnezeu. Am să-i spun personal, știu că datorită rugăciunii tale a început predicarea Evangheliei la neamuri. Știu lucrul acesta. Și, iubiții mei, dacă ne uităm cu atenție la momentul acesta, el este în comuniune adâncă, pe de-o parte, cu Dumnezeu și cu toată casa lui, dar în același timp cu propria lui ființă. El nu găsește pace așa ușuratic și superficial în ceea ce face, ci el știe că trebuie să existe acea pace care întrece orice fel de cunoștință, orice fel de religie, trebuie să existe undeva lucrul acesta. Nu știu care este răspunsul, dar sigur Dumnezeu are și îl va trimite. Și s-a rugat până când ființa lui a fost transformată. Nu noi așteptăm pe Dumnezeu să ne răspundă, hai o dată, spune că mă rog de atâția ani. Nu, El ne așteaptă pe noi să fim transformați de propria noastră rugăciune și pregătiți să primim răspunsul așa cum îl dă Dumnezeu. Ați observat că profetul Nathan nu a mers la David imediat să-i spună solia de la Dumnezeu, a trecut un an. După un an, David este pregătit să asculte cuvântul. De aceea Găsim în viața noastră această distanță în timp, pe care nu trebuie să o încercăm, să încercăm nici să o lungim, nici să o scurtăm. Timpul lui Dumnezeu este desăvârșit, nu trebuie adăugat nimic, nu trebuie tăiat nimic. La vremea ta, Doamne Dumnezeule, am învățat împreună că El face orice lucru frumos la vremea Lui. Aceasta e vremea Lui Dumnezeu. Și nu știm cât timp s-a rugat Cornelius, nu știm câtă vreme a săvârșit el aceste frumoase milostenii între oameni, dar știm că a venit o zi în care Dumnezeu a spus Cornelius este gata să plece îngerul imediat la el și să-i ducă mesajul acesta. Cornelius este gata. Cornelius s-a rugat atâta timp, dar el nu era gata pentru răspunsul care l-a dat Dumnezeu. Dacă lucrul ăsta se întâmpla mai devreme sau mai târziu, n-ar mai fi avut niciodată impactul acesta asupra vieții lui. Astfel că nu este deloc surprins în momentul în care îngerul vine îmbrăcat în haine strălucitoare și aduce această veste bună. Rugăciunea ta a fost ascultată. Și rugăciunea lui însemna Evanghelia la neamuri. Iubiții mei, Probabil că și noi avem rugăciuni personale, intime, pentru familie, pentru copii, pentru biserică, pentru lumea în care trăim, pentru războaiele din lume, pentru suferința umanității. Vă asigur că nu ne dăm seama de însemnătatea acestui lucru. Nu ne dăm seama că la glasul unui copil, la atingerea unui copil, se deschid porțile cetății lui Dumnezeu, se aude glasul lui Dumnezeu nu ne dăm seama că o fetiță luată sclavă siriană vindecă pe omul acesta, pe general, prin cuvântul ei și răspândește cunoștința de Dumnezeu în toată Siria și în tot Orientul. O fetiță orfană, fără părinți, fără ajutor. Nimeni nu ar gândi ce putere, ce impact a putut să aibă în inima lui Dumnezeu rugăciunea ei. Ca și rugăciunea lui Cornelius. Chiar citeam undeva: Omul cel mai puternic de pe pământ este acela care are un cuvânt de spus asupra inimii lui Dumnezeu. Inima lui Dumnezeu răspunde la lucrul acesta datorită dedicării curăției lui și, și deschiderii lui, e gata să primească de la Dumnezeu lumina. Indiferent cine o aduce, indiferent pe ce cale vine, indiferent ce înseamnă lucrul acesta. El nu stă să negocieze. Bine, dar ce va trebui să schimb sau cum ia să văd dacă merge, dacă nu merge. El nu-și face socotelile. Nu. Ci el stă înaintea lui Dumnezeu și îi spune prin atitudinea lui și prin poziția lui, Doamne Dumnezeule, voia ta și nu voia mea. Corneliu se uită țintă la îngerul trimis, Primește vestea bună asupra rugăciunilor lui și milostenilor lui, și este gata să treacă la împlinire, trece la faptă. Ce, ce rost ar fi avut, ce câștig putea să fie în faptul că uh, el s-a rugat, a făcut acele milostenii frumoase, a venit îngerul până la urmă, și dacă totul rămânea această poveste simplă, frumoasă. Nu. Sfânta Scriptură spune imediat ce s-a ce a primit solia aceasta, imediat a chemat slujitorii și a spus, mergeți la această adresă, întrebați de acest nume Petru, care locuiește la Simon Tăbăcarul, și spuneți-i ce s-a întâmplat și chemați-l aici, imediat. Imediat am avut și noi în viață astfel de teofanii sau de descoperiri sau de îndemnurile sufletului nostru. Și cu durere putem să ne uităm înapoi și să recunoaștem că am pierdut ocazia, a trecut clipa potrivită. De aceea, nu trebuie să existe niciodată în sufletul nostru o atitudine de amânare la adresa lui Dumnezeu. Vino, du-te și vino poimine și mai vorbim, vedem ce facem. A amâna pe Dumnezeu înseamnă de fapt a respinge oferta lui, a nu crede ce ți-a spus. Mă, mă, gândesc, mă gândesc ce să fac. Poate altă dată, poate altcum, zice Biblia, își face socoteile în inima lui. În timp ce Dumnezeu lucra cu Cornelius aici în acest fel și Cornelius trece imediat la acțiune, fără niciun fel de întârziere, la capătul celălalt Dumnezeu pregătește pe Petru. Nu știm noi, pentru că nu avem această imagine panoramică a lucrurilor. Dar am spus de multe ori și tinerilor și uh, tinerilor căsătoriți care plecau pe drum, sau oamenilor care treceau prin încercări și uh, urma să meargă la spital, sau cineva care suferea dintr-o privință sau alta. Zic, nu uita că locul spre care mergi este locul în care Dumnezeu este deja de mult toate au fost pregătite dinainte. Ai să le găsești acolo și ai să vezi. Într-o ilustrație care cred că vorbește de la sine, constatăm faptul că în timp ce ucenicii luptă pe mare toată noaptea să prindă ceva, Iisus știe că nu vor prinde nimic și de aceea face focul și frige pește pentru ei când au venit ei și când i-a întrebat, a aveți ceva de mâncare? Absolut nimic. Zice, când au venit pe țărm, au găsit pește frit pe cărbuni, ceea ce arăta că Isus a știut eșecul lor și a întâmpinat eșecul lor cu, această, cu pregătirea aceasta. Nu se aplică doar acolo lucrul acesta. E un principiu dumnezeesc, după care tu trebuie să știi că orice întreprindere vei avea în minte, orice lucru vrei să faci, tot ce găsește mâna ta bun să facă, trebuie să știi lucrul acesta că Dumnezeu este deja acolo, este implicat acolo, a pregătit toate lucrurile. Când vei ajunge acolo, vei fi uimit și vei spune uh, numai Dumnezeu le putea pune cap la cap aceste lucruri ca să, să fie în situația aceasta. Doar El a făcut să reușească lucrurile acestea. În partea cealaltă, Domnul îl pregătea pe Petru. N-a avut de luptat deloc cu Corneliu, dar are de luptat cu omul lui Dumnezeu. Fiindcă fiii veacului acestuia sunt mai de decât fi luminii. Se produce un fel de prostire, de degradare, nu știu, în mintea noastră care ar fi trebuit de fapt să fie mult mai luminată. Petru ar fi trebuit să se ridice, iată-mă, trimite-mă, Isaia capitolul 6. Așa ar fi trebuit să spună pe loc, dar el nu spune lucrul ăsta. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Stai să negocim. Ce e asta? Ia și mănâncă, ia, taie și mănâncă. Un vas ca, un față de, ca o față de masă mare, legat la cele patru culți, plin cu toate teritoriile și cu toate uh, animalele care au fost în ale lui Noe. Și Petru zice, cum să? Pe Noe le-a transportat, dar eu să le mănânc? Și Domnul îi spune, ia, taie și mănâncă. Nu se poate așa ceva. Și Domnul se luptă cu el. Duhul Sfânt se luptă cu el. Dumnezeu are mai mari probleme cu omul credinței decât cu omul care vine la credință acum. Pentru omul acesta este o ecuație simplă, A plus B egal cu C. Pentru omul credinței este foarte complicat. Nu? el are, el are tradiția lui, are convingerile lui, are crezul lui. El are cercul lui de prieteni de care ține seama, Păi ce o să spună lumea când aude că eu am mâncat toate târătoarele care sunt aici? Deci mintea lui este încărcată. El nu este într-o direcție, într-o relație directă și simplă cu Dumnezeu. Vorbește, Doamne, și robul tău te ascultă. Nu este în această relație. Și observați cât de întunecată și de stufoasă și de complicată devine mintea omului care lucrează și care este trimis de Dumnezeu. Și Domnul Dumnezeu lucrează cu el. Și de trei ori îi predă această lecție lui. De trei ori. De trei ori el răspunde nou. Nu, nu se poate așa ceva. Niciodată. El a mai zis și la cina Domnului când i-a vrut să-i spele picioarele, a spus niciodată. Și acum are aceeași expresie. Nu, niciodată, spune el. Eu nu înțeleg ce înseamnă aceasta. Biblia spune să mănânci una, să nu mănânci alta. Și iar tu mie îmi spui, ia, taie și mănâncă. Eu nu am mâncat nimic spurcat sau necurat în viața mea, spune Petru. Și Domnul îi vorbește prin Duhul lui, nu numi necurat ceea ce a curățit Dumnezeu. Dacă n-aș fi curățit acestea, nu ți le-aș fi dat. Trebuie să știi că m-am gândit la acest lucru înainte să te gândești tu la ele. Altfel, nu ți-aș fi oferit așa ceva. Și pe calea pe care te-am chemat să mergi, eu știu ce este pe drumul ăsta, nu mi-aș asuma riscul să te chem să mergi pe un drum necunoscut sau care să sfârșească rău. În momentul în care te-am chemat, îi spune lui. Iosua, nu sunt eu cel care te chem, la fel îi spune lui Eremia. Probabil. Nu sunt eu cel care te chem pe tine. Păi în momentul când sunt eu și eu ți-am spus să faci lucrul acesta, tu din clipa aceea ai de plină încredere. Nu în ce înțelegi tu din chemarea ta, ci în acela care a chemat. Doamne, dacă tu zici lucrul acesta, cu plăcere. Ați observat că același fel de ezitare au avut-o într-o altă ocazie ucenicii, când le-a spus Iisus, aruncați mreaja în partea dreaptă a corbii. A spus, este ilogic, ziua nu se prinde pește, plus, de asta noi am încercat toată noaptea, nici atâta. Dice, dar la cuvântul tău, până la urmă facem așa. Când a tras mreaja, nu mai putea din cauza greutății peștilor, niciodată n-a avut o așa captură. Prețul, prețul biruinței și binecuvântării, este ascultarea, este încrederea în Dumnezeu, nu în ceea ce înțeleg sau nu înțeleg eu, mă încred în tine care mă chemi, prețul ascultării, prețul biruinței, prețul binecuvântării, este supunerea față de Dumnezeu în toate lucrurile care constituie căile lui, altfel mergi pe căile tale am auzit personal vorba aceasta, eram la universitate și ezitam să, să predau o anume temă care îmi venea în minte și uh, cu insistență și, și cu claritate Acest, aceasta e tema pe care am să predau în fața profesorilor și a studenților și uh, era o temă pe care n-aș fi ales-o niciodată, oricare text. Doamne, dar da, mă pui să le spun la oamenii ăștia, te lau, Tată, Doamne al cerurilor, că ai ascuns aceste lucruri de așa fel de oameni și le-ai descoperit pruncilor. E un text nu pot să... Cum, cum, să vin cu textul acesta și să le spun discuții cu Dumnezeu? Dacă i-ar fi spus lui Cornelius lucrul acesta, Cornelius ar fi spus a min, nu există un text mai bun decât acesta, Doamne. Dar eu n-am spus treaba aceasta. Și atunci am simțit odată fierul ăsta rece în suflet, dacă nu spui cuvintele mele, le vei spune pe ale tale. Și nu, nu, nu am mai stat să negociez nimic, Doamne, am sărit că ars că avea un gong acolo, a bătut în el și în clipa aceea trebuia să fie pe platformă și m-am dus imediat pe platformă și am predat uh, cuvântul acesta în întreaga zi uh, în cadrul acela s-a discutat despre tema aceasta până seara, cineva a plecat de la cursul să i redea soției, nu a fost înregistrat, să de redea soției uh, tema aceasta unii au vorbit una, alții alta favorabil vreau să spun am văzut ce înseamnă să ai încredere în Dumnezeu, nu te încrede în înțelepciunea ta sau în înțelegerea ta, nu, 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 până nu înțeleg eu sau cum înțeleg eu, nu cum, cum voiești tu, Doamne. Petru luptă, dar nu absurd, a treia oară s-a oprit când s-a făcut lucrul acesta de trei ore, a zis nu, nu mai mergem mai departe, ne oprim aici. Și în clipa în care s-a oprit acolo din lupta cu Dumnezeu, deși Sfânta Scriptură spune zice el nu știa ce să creadă. Pe când în versetul 17 din capitolul 10, pe când Petru nu știa ce să creadă. Noi suntem în situația în care spunem nu știu ce să mai cred. Aș crede așa, nu aș crede așa, nu știu ce să mai cred. Când nu știi ce să mai crezi, supune-te lui Dumnezeu. El te va scoate totdeauna din jungla aceasta, nu știu ce să mai cred. Este o stare atât de, de deprimantă în viața noastră încât el e total lipsită de direcție, lipsită de rost, ce? nu știu ce să mai cred. Pe când Petru nu știa ce să creadă despre înțelesul vedeniei, la poartă au apărut oamenii, trimișii lui Corneliu. Ce se întâmplă cu mine și cu tine în situația în care nu știi ce să mai crezi? Deodată apare un element. Apare un element pe care Dumnezeu îl grefează acolo pe, pe experiența aceasta și deschide ochii, deschide mintea. Gata, acum înțeleg. De aceea este atât de însemnat să venim la Dumnezeu chiar cu starea aceasta de confuzie, de indecizie. Uh, literalmente nu știu, știu încotro să apuc, nu știu ce să mai cred. Vino în fața lui Dumnezeu cu acest, Doamne, nu știu ce să mai cred. Uite, unul zice așa, voi ziceți așa, femeia samaritană, că nu știu ce să mai cred. Părinții noștri așa, voi așa, Iisus îi spune, crede în -mi mine. În momentul în care vii înaintea lui Dumnezeu cu acest, nu știu ce să mai cred, deodată Dumnezeu trimite lumină. Așa s-a întâmplat aici. Pe când el nu știa ce să mai creadă despre înțelesul vedeniei, au venit la poartă. Dar scrie versetul 19 că el se gândea la lucrul acesta. El se gândea la lucrul acesta. Nu a aruncat într-o clipă de, de, nebunie, de revoltă, n-a aruncat cuvântul lui Dumnezeu, așa cum a făcut din greșeală un profesor la cursuri, în timp ce vorbea un student, Uh, n-a prins ideea, el știe ce a făcut și a făcut un, un gest foarte... Nonsens, e un nonsens! Și a urmat o situație foarte de nedorit, în care profesorul a fost obligat să asculte până la urmă ce spunea studentul și a zis, zice, are sens, așa face sens. Petru se gândea la lucrul acesta, nu? A aruncat așa, oh nu, la capitolul ăsta nu discut. Stai, că este mult mai mult decât crezi sau știi. Pe când nu știa ce să creadă, Duhul îi zice, iată că te caută trei oameni, scoală-te, coboară-te și du-te cu ei fără șovăire. Cuvântul acesta ne spune nouă că el nu avea deloc convingerea aceasta. I-a văzut cine erau, erau dintre neamuri. I-au vorbit că trebuie să se ducă la cineva dintre neamuri, Cornelius. El șovoiește nu pentru că nu s-ar duce dacă ar fi numai el într-un deșert, dar adunarea e mare. Ce o să zică la adunare când aude că eu m-am dus la unul dintre, la un om în împrejur, cum erau ei, am mâncat cu ei la masă? Ce o să spună? Ce se va întâmpla? A, a, toate aceste lucruri îi frământau sufletul, de aceea Domnul îi spune te duci fără șovăire, Adică nu, nu eziți, căci eu i-am trimis, nu Cornelius, eu i-am trimis pe oamenii aceștia. Și dacă îi trimiți, îi lepezi pe oamenii aceștia, nu pe om îl lepezi, îl lepezi pe Domnul. Trebuie să știi lucrul acesta. Trebuie să înțelegi ce înseamnă aceasta. E, e esența cuvintelor lui Isus. Mie mi-ai făcut așa ceva. Când l-ai trimis de la poartă pe un astfel de om, când l-ai respins pe cel care l-am trimis eu, în momentul acela pe mine m-ai respins. Cine vă primește pe voi, mă primește pe mine. Căci eu i-am trimis, spune ultima parte a versetului 20. Ți seama de lucrul acesta. Petru este dezarmat și pornește împreună cu ei, merge acasă, se recomandă în casa lui Corneliu și uh, recunoaște, ascultă experiența lui Corneliu. Corneliu îi spune, uite, motivul pentru care am... A fost trimis la tine. Îngerul este cel care mi-a dat numele tău. N-aș fi știut eu în viața mea cine locuiește la Simon Tăbăcaru pe malul în casa aceea. N-aș fi știut niciodată. Dar îngerul știe unde locuiești, știe cine te gazdă, absolut toate. Numele tău îl am de la înger. Am fost înștiințat de Dumnezeu, acesta e versetul 22, am fost înștiințat de Dumnezeu printr-un înger sfânt să te cheme în casa lui. Și să audă cuvintele tale. Aceasta a fost, acesta a fost mesajul pe care l-au dus trimișii și mesajul pe care îl confirmă Cornelius. Uite ce mi s-a întâmplat lucrul acesta. În momentul în care el ajunge acolo, Cornelius, tributar religiei lui de până atunci, se aruncă să se închine Sfântului Petru. Trăim într-o lume care, deși citește lucrul acesta în carte, a creat un cult al Sfântului Petru. Cuvintele lui sunt mai mari și mai grele decât toată teologia întregii planete la un loc. Cuvintele lui personal. Când Cornelius s-a aruncat la picioarele lui și i s-a închinat, Petru l-a ridicat, nu i-a spus să închinete bine acolo, nu, Petru l-a ridicat. Și a zis: Scoală-te, și eu sunt om. Și știți că aceeași expresie a adresat-o Îngerului Ioan când a vrut să-i se închine, să se închine la Îngeri. Și Îngerul i-a spus: Ridică-te, eu sunt un împreună, slujitor cu tine, închină-te lui Dumnezeu, nu Sfântului Petru. Nu face lucrul acesta. Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Petru îți ridică cu această hotărâre, dar și cu această revelație. Eu nu sunt Dumnezeu. Eu sunt un om. Nu face lucrul acesta. Închinarea aparține doar lui Dumnezeu. Și el își prezintă uh, cuvântul înaintea tuturor care erau acolo. Având la baza același argument, după cum Dumnezeu v-a trimis pe voi, tot Dumnezeu mi-a spus mie în versetul 28, Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. N-am învățat prea multe noi din capitolul acesta. N-am învățat omenire, n-am învățat istorie. Repetăm niște lucruri care n-ar fi trebuit repetate. Odată ce Dumnezeu uh, s-a exprimat și a spus, Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. El, eu, el a înțeles că nu e vorba de animale. Am văzut simplismul în care se mișcă unii oameni, au aplicat aceasta la viețuitoare, la patrupede, la vite, la ce mâncăm, ce nu mâncăm, pierzând esența acestei vedenii pe care Dumnezeu a predat-o și care are această marcă. Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. Asigură-te că asculți de Dumnezeu. Asigură-te că privești pe oameni în același fel în care îi privește Dumnezeu. Pentru Petru a fost ceva atât de traumatic. El venea dintr-o religie care de atâta timp considera pe toți ceilalți oameni în afară de Dumnealor, îi considera spurcați sau necurați. S-atingeau de ei, veneau acasă, își făceau baie. Era, era, era un, un tablou dezolant. Dar cu ocazia aceasta omul acesta crescut în această religie, învățat aceste lucruri, spune clar: Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. Urmează acum un alt episod. Un episod care uh, pune la grea cercare uh, sufletului Petru. Din nou vreau să subliniez contează enorm ce crezi despre tine. Sunt oameni care au picat în fără de cumplite, fiindcă au gândit că li se cuvine. Sunt oameni care au comis atrocități grozave din cauza felului cum se vedeau și se văd pe ei înșiși. Lucrul acesta este prezent între noi astăzi, pe planeta Pământ. Când Petru predica acolo, deodată se produce confirmarea lui Dumnezeu. Cel mai important lucru în evangelizare, în predicarea cuvântului, este confirmarea lui Dumnezeu. În timp ce el vorbea, Duhul Sfânt se coboară peste oamenii acestea. Subiectul predicii lui este acela care trebuie să fie subiectul nostru oriunde ne vom găsi pe pământ. Între voi n-am vrut să știu altceva decât pe Isus și pe El răstignit. Dacă nu găsești din Scriptură și în oricare cuvânt al Scripturii pe Iisus, așteaptă, nu te grăbi. Dar Scripturile vorbesc despre mine. Acesta este cuvântul dat de, de, însuși Dumnezeu. Petru prezintă pe Mântuitorul spunând, toată Biblia vorbește despre el, în versetul 43. Toți prorocii mărturisesc despre el, că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Aceasta însemna mântuirea. Acesta era lucru pentru care se ruga Corneliu. El vroia să știe care este calea ca un om să fie salvat sau mântuit. A fost predicarea Domnului Isus Hristos în casa Lui. Pe când rostea Petru aceste cuvinte, versetul 44, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Ar mai fi fost și unii prin curte ocupați, cine știe, dar aici e vorba de cei care ascultau cuvântul. A coborât Duhul Sfânt peste ei. Petru a rămas uimit când a văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Cei care veniseră cu el, împreună cu Petru, au rămas uimit. Petru a luat câțiva oameni martori să fie acolo cu el, ca să fie sprijinite pe mărturia a doi-trei martori. Când oamenii aceștia au văzut revărsarea Duhului Sfânt, acesta a fost argumentul capital. Nu mai există niciun fel de barieră de prejudecată, de uh, concepție religioasă, de tradiție. Vedenia pe care i-a dat-o Dumnezeu spunând: toți oamenii de pe Pământ sunt egali în fața șansei mântuirii. Acesta era mesajul. Uh, cuvântul acesta. L-a găsit pe Petru pe piciorul stâng, datorită tradiției în care era, datorită mediului din biserica unde, unde se ducea el și cei din jurul lui și cum va fi interpretat lucrul acesta. Dar Dumnezeu n-a găsit un altul mai bun sau mai potrivit decât el să facă această lucrare. De aceea, de aceea a mers la el. Nu este nicio întâmplare a, 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 lucrul acesta. Vreau să dăm puțin mai înainte. A, când a mers la Ierusalim, scrie uh, cuvântul lui Dumnezeu, uh, 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 îl mustrau cei tăiați împrejur uh, și ziceau, uh, ai intrat în casă la niște oameni netăiați împrejur și ai mâncat cu ei. Uh, îl puneau sub disciplină la biserică. Uh, ce hotărâre vor lua, vom vedea, îl vor expulza, îl vor, uh, vor interzice rudelor să vorbească cu el sau așa. Petru nu se sperie, ci spune tot ce s-a întâmplat acolo, cum au fost martori toți ceilalți, cum când a văzut căburârea Duhului Sfânt peste ei a, a, și a, mi-am adus aminte de vorba Domnului că, care a zis Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și acum este cuvântul cheie. Au fost două lucruri care au adus Evanghelia aici. În țara aceasta și în lumea întreagă, două lucruri. A fost rugăciunea lui Cornelius și a fost atitudinea lui Petru, imaginea de sine a lui Petru. În fața Bisericii care nu înțelege lucrul acesta, este cu totul și cu totul robită de tradiția ei și de prejudecățile ei, care pune aceste lucruri mai presus de Dumnezeu, tradițiile ei sunt mai presus de cuvântul. Care l-a spus clar Dumnezeu, dar dacă i-a spus Dumnezeu, ce tradiție poți să mai pui? La ei, tradiția lor era deasupra Cuvântului Dumnezeu și îl mustrau pe Petru pentru lucrul acesta. Atunci el rostește aceste cuvinte de o inimaginabilă însemnătate cu care aș dori să plecăm în sufletele noastre, în viață. Deci, dacă Dumnezeu le-a dat, versetul 17, același dar ca și nouă care am crezut în Domnul Isus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Voi cine sunteți? Voi cine sunteți care supuneți cuvântul lui Dumnezeu, îl subjugați, îl puneți mai prejos decât tradițiile și părerile voastre? Ați desfințat frumos cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre cine eram eu. După mărturia aceasta, scrie versetul 18, întreaga biserică a primit, după ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat de cine pocăința ca să aibă viața. Prin două lucruri, rugăciunea lui Cornelius și umilința lui Petru. Cine eram eu? Doamne, îți mulțumim că Evanghelia a ajuns și la noi. Mulțumim pentru rugăciunea omului acesteia și îți mulțumim pentru răspunsul pe care l-ai dat o Doamne. Îți mulțumim că ne-ai învățat cum să umblăm în lucrarea Ta Sfântă și cum să prețuim oamenii din jurul nostru. Rămână întotdeauna harul Tău peste noi și fă să nu uităm niciodată cuvântul lui Dumnezeu cu privire la lumea în care ne mișcăm. Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la credință și cuvântul lui Dumnezeu cu privire la viață. Ne închinăm și îți mulțumim.